Salutare, dragi prieteni! Vreau să prezint cum se decuplează semiremorca și cum se cuplează. Iată, aceasta este semiremorca care trebuie să o decuplez, CLS7157, și CLS7159 trebuie să o cuplez. Această remorcă este încărcată cu role de sârmă. O să prezint și cum asigur marfa. Acum primul lucru care îl fac atunci când decuplez semiremorca, pun semiremorca pe frână. Frâna este poziționată în locuri diferite. Poate fi exact în mijloc, pe șaseu, în spate sau în față. La această semiremorcă este poziționată în față frâna. Iată, trag frâna de mână, aici este indicat. Dacă trag în sus, iată este săgeată, dacă trag în sus, plăcuțele se strâng. Acum semiremorca este pe frână. Următorul lucru care îl fac, scot furtunele de aer și cablurile de curent, toate. Decuplez semiremorca de la furtunele de aer, iată. Pur și simplu trag în sus, foarte simplu. Următorul. Următoarele. Asta le pun aici, temporar. Dacă lăsăm semiremorca pe noapte, ne străduim ca aceste cabluri să nu fie așa în sus, ca să, dacă plouă afară, să adune apă. Le punem așa în jos. Aici exact același lucru. Următorul, al treilea lucru care îl fac, în ordinea corectă, decuplez mecanic semiremorca de cap tractor. Trag de siguranță și de manetă. Pornesc motorul. Și ridic un pic pernele de aer. De două ori în dreapta apăs săgeată și a treia oară apăs în sus. S-a observat, da? Cum s-a ridicat. Este suficient. Opresc motorul. Ca să nu fie gălăgii. Deci atât, după cum se vede, am decuplat semiremorca de cap tractor. Încă o dată, ca o generalizare, ca un rezumat. După ce am parcat semiremorca la locul de parcare, primul lucru care îl fac, trag frâna de mână. Iată, am tras frâna de mână. Al doilea lucru, am decuplat furtunile de aer și cablurile de curent. Al treilea lucru care l-am făcut, am decuplat semiremorca mecanic. Al patrulea lucru, am ridicat pernele de aer un pic, aproximativ de 10 cm. Am coborât picioarele de la semiremorca, iată după cum se vede. Le-am coborât în jos. După care am urcat în cabină, am mișcat un pic camionul în față, aproximativ 20-30 cm. Am lăsat înapoi pernele de aer, le-am coborât în jos, ca să facă loc între potcoavă, între cuplă și semiremorcă, ca să pot ieși.
am cuplat mecanic cap tractorul de semiremorcă. Cuplez furtunile de aer și cablurile de curent. Deci, acest mecanism de cuplare între unul în altul foarte simplu. Iată, ele aproximativ sunt identice. Această urechiușă de metal intră aici. Iată, intră în acest loc. Dar de la semiremorcă, bucata de metal, această urechiușă, intră iată aici. Iată aici, în acest loc. Și e foarte simplu. Intră una în alta. Iată. O agăț, așa. Cu o mână și filmez și cu alta reușesc să cuplez. Și e foarte simplu, la fel. Ridicăm. Cuplăm. Mafarele. După culori. Albul la alb. Dacă este semiremorcă engleză, trebuie să avem niște adaptoare, iată aici spun. Mecanic am cuplat semiremorca, furtunele de aer le-am cuplat, cablurile de curent le-am cuplat. Acum mă duc să ridic picioarele de la semiremorca. Și ultimul pas, semiremorca de pe frână o scot. Cam asta e toată procedura. Foarte important să le facem în ordinea care le enumăr acum, nu invers. Primul lucru care îl facem, cuplăm mecanic camionul de semiremorca, să fie cuplat. După care facem probă, testăm, este cuplat sau nu. Mișcăm camionul înainte, înapoi de câteva ori. Și ne asigurăm că camionul, cap tractorul, este cuplat mecanic de semiremorcă. Următorul lucru, al doilea, cuplăm furtunele de aer și cablurile de curent. Al treilea, ridicăm picioarele de la semiremorcă. Și ultimul pas, al patrulea care îl facem, scoatem semiremorca de pe frână. Nici într-un caz, niciodată, să nu ne treacă prin cap să punem furtunele de aer înainte de a fi cuplată mecanic semiremorca de cap tractor. Aceasta este o greșeală foarte gravă care ne poate costa viața. Thank you.
Thank you.